Este țara în care pietrele plâng, în care speranța este căutată cu masca pe față printre dărâmături. 100.000 de copii sunt în grija autorităților, rămași fără părinți sau fără casă sau fără școală sau fără toate trei la un loc. Acești copii, 100.000, au nevoie de ajutor. Un pahar cu apă și un pumn de mâncare îi ajută să supraviețuiască. Acum este cel mai important. Despre suflet nu vorbește deocamdată nimeni. Sunt cei mai mici dintre supraviețuitori. Mulți dintre ei nu își vor mai aminti ziua în care lumea lor s-a prăbușit. Organizațiile umanitare spun că 100.000 de copii sunt afectați de dezastrul din Pacific. Valul catastrofal le-a luat lumea pe care o știau ei. Casele, familiile, școlile. Autoritățile se feresc să-i numească orfani, însă șansele ca ei să-și regăsească familiile scad de la un minut la altul. Sunt și copii norocoși care au supraviețuit dezastrului împreună cu cei dragi. Pe alții, soarta și echipele de salvatori i-au adus din nou în brațele apropiaților. Familii reîntregite și orfani luptă acum împreună pentru supraviețuire și stau ore întregi la cozi interminabile pentru o sticlă de apă și un pumn de hrană.